Senatul a votat tacit propunerea legislativă care vizează reducerea vârstei minime de la care tinerii pot vota la alegerile locale și europarlamentare de la 18 ani la 16 ani. Conform știri diaspora.ro, nota de adoptare tacită a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere și vot s-a împlinit pe 4 septembrie, a fost citită în plen de președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care a condus ședința. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Propunerea inițiată de către parlamentarii PNL, USR, AUR, dar și neafiliați, modifică legea numărul 115 pe 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, astfel încât au dreptul de a alege cetățenii români care au împlinit vârsta de 16 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. Totodată se propune modificarea articolului 5 aliniatul 5 din legea numărul 33 pe 2007, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, astfel încât cetățenii români care au vârsta de 16 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv, au dreptul de a alege membrii din România în Parlamentul European. Legea ar putea crește numărul de persoane care votează în România. În acest sens, în perioada 1-3-2022 și 31-3-2022, au fost radiate din registrul electoral 27.299 de persoane ca urmare a decesului și 58 de persoane cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puse sub interdicție, relatează știrdiaspora.ro.